mărșăluiesc pe Via Apia, între a doua și a treia milă a drumului consular antic. Nu pare un drum consular, dar sigur e drumul care mă duce la catacombe, acele cimitire subterane. Cel care a devenit San Sebastian s-a născut și a crescut la Milano, orașul mamei sale. Tatăl era gal. Fiul, botezat și educat creștin, destinat unei cariere militare. În 283, comanda prima cohortă a gărzii imperiale a lui Diocletian. Slujba și discreția îl ajutau să ajute creștinii închiși, să îi mormânteze pe martiri și să convertească soldații și nobilii. Un risc asumat, drept pentru care a fost acuzat că insultă zeii și apoi a fost ucis. Există asemănări între români și italieni? Culturile acestea sunt apropiate? Puteți să ne dați câteva exemple? Da, italienii eu cred că sunt obișnuiți, pentru că au o cultură de amestecare de popoarele stravechi. Și din perioada Imperiului Roman, Italia s-a amestecat cu oamenii care au venit din Africa, din Grecia, din Oriente Mediu. Și în nord sunt obișnuiți cu germanii, cu galii. În Italia au fost de multe ori și din veacului popoare din Ispania, ispanicii, că au adus obiceiile lor, au adus cultura lor. Italia este o regiune, o națiune, să zicem, o țară, că și geografic este deschisă. Ecouri și continuități. O posibilă definiție a istoriei, mai ales a părților de istorie interzise cunoașterii mulțimilor. Un timp, un secol, două poate un mileniu, două poate niciodată. Din fericire, Biserica creștină a rămas și a crescut din ce în ce mai puternică. Din sângele martirilor și din credința preoților și a mulțimilor, trunchiul vitezei creștine a crescut și crește de două milenii. Casă a sufletului. E un nume bun pentru Biserica lui Hristos și nemurirea ei bună dacă sufletul s-a curățat prin credință. Chiar dacă rămân zidurile și ferestrele goale, tot se mai vede cerul.